ați eșuat un concurs la guvern. Nu ați fost selectată. Ați eșuat un concurs în Parlament. Ați fost exclusă de la CSM. Vă mai întreb încă o dată și vreau să aud un răspuns da sau nu. Meritați sau nu să fiți judecător la Curtea Constituțională? Eu merit, domnule Candu, să mă aflu în lista judecătorilor Curții Constituționale. Eu 3 ani am fost pe baricade în Republica Moldova. Deoarece ați participat la proteste și ați stat pe baricade? Asta e! Să vă fie rușine! Dumneavoastră ajungeți la Curtea Constituțională doar pentru faptul că sunteți afiliată unui partid politic și ați participat la proteste. Asta este un fel de gratitudine din partea acelui partid. Decizia de ieri a Curții Constituționale, prin care s-a considerat că acordul cu Federația Rusă, acordul de împrumut, este unul neconstituțional, arată curajul de care a dat dovadă și profesionalismul de care au dat dovadă judecătorii Curții Constituționale. Să vă fie rușine! Să vă fie rușine față de colegii dumneavoastră de breaslă! Așa trebuie să fie fiecare judecător în țara noastră.